un partener și un susținător real al comunității și al tuturor elevilor de etnie romă, al profesorilor de etnie romă, de limba maternă și totodată o prietenă apropiată a comunității. Mulțumesc frumos! Ce să zic, mă gândeam că e, eu știu, obligația mea să laud viitorul, să motivez viitorul, de fapt, pentru că încep cu gâlicile, le zic eu, de la Roborom, pentru că de la prima lor prezentare în fața mea, să spun așa, în fața da, reprezentanților inspectoratului școlar, a părinților lor, a reprezentanților școlii Valea Seacă, a domnului primar, de la primele prezentări, ne-au cucerit așa prin deschidere și prin demonstrarea pe care au făcut-o împreună cu doamna profesor Oana Gianu, cum că trecutul și viitorul se cam condiționează până la urmă și în demonstrarea aceasta, iată, modernul s-a întâlnit cu tradiția și mă gândeam mai devreme că nici istoria, nici tradiția nu prea așa găsi locul dacă n-am fi noi, cei din prezent și ei, da, prezentul, dar și viitorul, în sensul că, de fapt, simțirea, filtrarea, ceea ce reprezintă tradiția, istoria, filtrarea aceasta cumva depinde de noi, de sufletele noastre, de disponibilitatea de a cunoaște într-adevăr și a ne dezvolta, așa cum spuneam și cei care au vorbit înaintea mea. De aceea, normal că nu pot decât să încurajez această direcție constructivă de a învăța, de a cultiva talente, pentru că în fiecare dintre copiii noștri, copiii dumneavoastră, se găsesc aceste aspecte. Și atunci viitorul poate fi mai liniștitor. Suntem cumva și noi motivați, este clar, și este misiunea noastră, mai ales a celor din zona educației, de a păstra această direcție, de a oferi această direcție. De aceea, iată, într-adevăr, se poate să nu fim niciodată cumva pesimiști, să nu mergem pe complexe sau concepții care ne arată cum că nu, eu știu, preconcepțiile, da, elementele ce țin de anumite zone de complexitate, niciun caz nu trebuie luat în seamă și că bine, adevărul frumosul se pot găsi oriunde, și în copiii noștri, și în copiii din Roborom și nu numai. Doamne ajută, sănătate tuturor și împliniri! Mulțumesc, doamne ajută!